Bine, te-am găsit. Nu e așa că ai dat totul în relația ta de cuplu, ai făcut sacrificii, ai iubit până la cer și înapoi, ai uh, fost alături de bărbatul tău, ai luat din poverile pe care el le avea și le-ai pus pe umerii tăi, astfel încât viața voastră să fie mai ușoară împreună. Și totuși, într-o zi, el a plecat la alta. N-ai cum să nu te întrebi ce n-a fost în regulă, ce n-ai făcut bine, ce puteai face mai mult. Te întrebi de ce s-a întâmplat lucrul acesta, ce i-a lipsit în relația voastră. Dacă te întrebi ce are ea, cealaltă și nu ai tu, te asigur că absolut nimic în plus. Dar pot să-ți spun că există o capcană în care cad adesea femeile într-o relație de lungă durată. Rămâi alături de mine și află care este această capcană și care sunt cele trei moduri prin care poți ieși din ea. Se poate întâmpla adesea ca o femeie, în copilăria ei, să crească alături de o mamă nefericită, de o mamă copleșită de. Probleme de grijile zilei de mâine, de creșterea copiilor, de poate nefericită în relația cu soțul care nu este alături, nu o sprijină. Și atunci, văzându-i nefericirea, fetița trage o concluzie, la modul inconștient adesea, și anume, este periculos să fii femeie. Decizia pe care o ia la o vârstă fragedă, repet, într-un mod inconștient este să se apropie ca model de viață de tatăl ei. Și ușor, ușor, în loc să-și dezvolte feminitatea, anima, da, energia feminină, pe măsură ce crește, ea își va dezvolta energia masculină. Adică începe să trăiască mai mult în minte și să aibă un comportament mai degrabă specific unui bărbat, un mod de gândire specific acestuia. N-ar vrea să te gândești că o femeie care cade în această capcană a energiei masculine este o femeie masculinizată ca aspect, sub nicio formă. Ea poate fi delicată, foarte frumoasă, elegantă, finuță, dar să se manifeste în mod preponderent la nivel intelectual, să fie cea care caută soluții, care uh, nu are răbdare să asculte emoții pentru că emoțiile înseamnă slăbiciune, ci dimpotrivă uh, găsește o soluție, se ocupă de problemele familiei, de exemplu, ea este cea care va câștiga mai mult, va avea relația cu lumea exterioară, cu autoritățile pe care ar fi trebuit să o aibă bărbatul ei, ea este cea care face credite, care plătește facturile, care începe uneori o afacere pe cont propriu, fără sprijinul bărbatului, da? și ușor, ușor bărbatul de lângă ea începe să uh, cedeze din uh, rolul lui de bărbat femeii și uh, devine foarte slab, foarte moale. Femeia aceasta uh, se va simți, oricât de puternică, este nefericită cu un bărbat atât de slab. Uh, nu se va simți împlinită în feminitatea ei. Se poate întâmpla, însă, ca bărbatul să nu cadă în uh, această capcană a energiei feminine și să plece, cum spuneam la început într-o altă relație, la o femeie care nu are nimic din, din calitățile pe care tu le ai. Este mult sub nivelul tău ca și calități. Cu toate acestea, el o preferă pentru că îi oferă spațiu să se manifeste ca bărbat în masculinitatea lui, adică să ia decizii, să o protejeze, să um, o ajute, da? deci practic să facă ceea ce ar trebui să facă un bărbat într-o relație. Spuneam că această capcană poate fi foarte periculoasă pentru că distruge relația de cuplu. De aceea, iată care sunt cele trei modalități prin care tu poți evita sau poți ieși din această capcană. Prima dintre ele este să fii în contact cu emoțiile tale. Nu uita că o femeie este, în primul rând, emoțională. Ea uh, simte foarte mult, mult mai mult decât bărbatul. Are nevoie să-și să trăiască emoțiile. Nu ți le nega. În momentul în care spui, nu, nu sunt tristă, nu am timp pentru tristețe, tu nu faci altceva decât să-ți uh, să negi emoțiile. Acceptă-le. E ok, ia să vedem ce simt în acest moment privitor la acest lucru. Nu ce gândesc, nu ce soluții să găsesc, ce simt în legătură cu acest lucru. Așadar, ascultă-ți emoțiile, fii în contact cu ele, comunică cu emoțiile tale, pentru că ele îți vor da soluțiile cele mai potrivite la problemele cu care te confrunți, soluții care vin din energia feminină, de aceea sunt cele mai potrivite pentru tine. Toi, trăiește în inimă, deschideți inima. Dacă ar fi să găsim câte o metaforă, câte un simbol pentru bărbat și pentru femeie, atunci aș spune că femeia este inima, iar bărbatul este mintea. În inimă se află izvorul iubirii, al afectivității, un izvor la care tângește mereu bărbatul. Când ești în inimă, ești foarte creativă, ești, ai foarte multă imaginație, ești foarte caldă, foarte susținătoare, oferi foarte multă iubire. Când ești în minte, mai degrabă cauți soluții, mai degrabă acționezi, nu stai nu prea mult pe gânduri. Dar nu uita, treaba aceasta este a bărbatului. Treaba inimii să spunem așa, este să-și imagineze, să simtă, să ofere și să dorească. Iar bărbatul, mintea caută soluții și împlinește dorințele inimii. Deci nu uita permite bărbatului tău să se hrănească la izvorul inimii tale, da, la iubirea ta și să îți împlinească dorințele pe care tu le imaginezi, pe care tu le visezi. Așa funcționează lucrurile. 3. Fii vulnerabilă. Ok, vei spune, da, am mai fost și altă dată vulnerabilă, dar am fost rănită. Nu pot să îmi arăt toate vulnerabilitățile bărbatului de lângă mine. Trebuie să fiu puternică, trebuie să fiu puternică nu numai pentru mine, ci și pentru copii sau pentru amândoi. Să știi că iubirea autentică se întâlnește în spațiul intimității, iar intimitatea se creează între două persoane doar atunci când acești, acestea își permit să fie cu adevărat vulnerabili și să se simtă astfel în siguranță. Așadar femeie, de jos toate armurile în care te-ai protejat de-a lungul anilor de teamă să nu fii rănită. De jos masca, de jos armele de luptă. Fi tu însăți, fi vulnerabilă, e în regulă să ceri ajutorul, e în regulă să ai nevoie de protecție. Să ai lângă tine un umăr al unui bărbat pe care să te sprijin, un piept larg și puternic la care să te cuibărești atunci când simți că nu mai poți. Doar așa poți crea alături de partenerul tău iubirea reală, iubirea autentică. Um, sigur, vulnerabilitatea până la urmă este un act de curaj, este o putere. De aceea, Acceptă, fii vulnerabilă și dă lui voie să te protejeze. Acestea sunt cele trei metode prin care poți evita capcana energiei masculine. Dacă vrei să afli cum să îți dezvolți feminitatea, să fii mai atrăgătoare, mai seducătoare pentru bărbatul tău, abonează-te la canalul meu de YouTube și fii pe fază pentru că în curând voi pregăti pentru tine un video în care te voi învăța cum să devii mai seducătoare și mai atrăgătoare. Între timp, te invit să lași un comentariu, să intri pe linkurile de mai jos pentru a afla și alte informații pe această temă, dar și pe alte teme de psihologie și dezvoltare personală. Eu sunt Gianina Timof, psihoterapeut, trainer life coach NLP, specializat în relațiile de cuplu. Pe curând.